Suntem la Ateliere Fără Frontiere și Ateliere Fără Frontiere e o asociație care a pornit la drum undeva în 2007. Avem două activități deocamdată. Prima, istoric vorbind, a fost cea de gestiunea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, de fapt echipamentele IT uzate de la companii. Noi practic le colectam și le testam dacă putem le reutilizăm, le recondiționăm pentru a le dona mai departe către școli și asociații care au nevoie de ele și care nu pot să-și permită să cumpere. După ce le colectăm, se face o recepție și o sortare. Și ce este, ce considerăm că merge reutilizat? Le îndreptăm către departamentul de recondiționare. Aici în România este un mare decalaj între echiparea în București, de exemplu, și în alte orașe mai mici. Școlile sunt subechipate sau au echipamente foarte vechi și atunci există o cerere foarte mare de echipamente funcționale. Asta oferim noi prin munca angajaților în inserție. Și acum vă invit să vedeți departamentul de dezmembrare și o să vă spun mai de practic. Prin dezmembrarea lor, facem o sortare de pe tipul de material. Plastic, fier, plăci de bază, cabluri, unități optice, hasuri, tot. Sunt separate în vederea reciclării. Tot ce nu se poate recondiționa, reutiliza, în schimb, este dezmembrat ca orice operator de reciclare. Suntem și noi un operator autorizat pentru așa ceva. Deci asta e activitatea principală și prima activitate. Din 2012 am început să dezvoltăm o altă activitate în domeniul confecției. Am deschis atelierul Rimesh și am creat, de fapt, o marcă de economie socială, ce se numește mai larg upcycling. Conceptul este de a reutiliza deșeurile de materiale publicitare, și anume bannere și meșuri publicitare, la sfârșitul campaniilor. Le colectam și tot așa nu exista soluția în România de reciclare. Noi îi dăm o a doua viață prin confecționarea unor genți, sacoșe, penare, accesorii de moda etică, cum spunem noi, tot într-un atelier social, al doilea atelier, cum ar veni. Acest atelier a fost inițiat de o dorință de a diversifica publicul țintă. Noi aveam mai mulți bărbați în atelier pentru că activitățile de logistică și cu atelierul Mesh am reușit să creăm acum 8 posturi în inserție. Majoritatea sunt femei care au diverse probleme foarte mari care împiedică să regăsească un loc pe piața muncii convențională. Astea sunt mapele, le îndoi, le curăț și se îndoi. Și vine, uitați-și. Aici unde se va... Mape de conferință. Da. Eu n-am muncit niciodată. Provin de pe stradă. Casă n-am avut niciodată și m-am dus la un centru mamă și copil și de acolo mi-am găsit aici locul ăsta de muncă. La început n-am vrut să muncesc fiindcă n-am muncit niciodată. Dacă provin de pe stradă, vă dau seama ce drag mi-era muncă. Da. Mi-a plăcut după aia fetele că se purtau frumos cu mine. Și am văzut că mă pricep așa, mă lăudau și dacă stricam, zicea bravo, ai făcut bine, mă încurajau, știți? Da. Ia zi, doamne. Mai bine făceam așa decât așa nu. Aici la ce te referi? Da, dar asta vine la mijloc și nu e o problemă.
Nu, e bine. Când îmi explic că o să fac liceu. O, da, vreau să fac liceu. Foarte bine. Da, foarte bine. Eu sunt venit în București, că zi mult doamnă aici. Da, am și niște probleme așa, familie. Am învățat de 4 ani și am luat în București. Sunt ca o plăbă de muncă. Deși am umblat vreo două luni pe diverse interviuri, nu vrea nimeni să mă angajeze. De ce? Ce ziceau? Că am o vârstă, nu găseam program corespunzător de grădiniță prietică, am băgat grădiniță la o grădiniță de lucru în vineri și nu găseam. Din păcate, la noi mentalitatea e ușor altfel, au o altă scară de valori este la noi. Se pune preț foarte mult pe aspectul fizic, pe modul de a te îmbrăca, proverbul acela, haina face cum eu nu cred că e foarte bun. Și nu sunt lăsați oamenii să dovedească ceea ce știu. Eu cred că după ce vor termina aici stagiul de 2 ani de zile, cum am mai spus, eu cred că o mare parte din ei se vor integra. Și de altfel, organizația are grijă de ei și după ce vor pleca de aici. Ei sunt supravegheați și se ține legătura cu angajatorul să vedem dacă a fost primit, el se simte confortabil acolo. Nu sunt lăsați de izbeliști, ceea ce e mare, mare lucru. Avem cazuri, avem exemple de succes și am demonstrat că este posibil. Și nu neapărat pentru cei din jur, dar pentru noi înșine și pentru oamenii care sunt în atelier, pentru că îți dă o speranță să vezi că sunt alții ca tine care au trecut prin aceleași lucruri și care vin și povestesc, că îi rugăm să vină când au timp, să vină să ne povestească practic cum era un loc de muncă pe piața convențională a muncii, cum s-a schimbat viața lor de când au plecat de la Ateliere Fără Frontiere și așa mai departe. Și încercăm să ținem într-adevăr legătura cât mai mult posibil.